Să deschidem Cuvântul Domnului în această dimineață, în Ioan, capitolul 8. Vom citi un singur verset, versetul 12. Ioan, capitolul 8, cu versetul 12. Isus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin. Amin. Frați și surori, în această lume observăm mulți oameni cum doresc să fie celebrități, stele, influențări. Fiecare dorește să fie un cineva care să aibă impact în jurul lui, să lumineze într-un fel sau altul și mulți fac lucrul acesta ca să fie văzuți, admirați, lăudați. Sunt și oameni care caută o lumină, caută să ia lumină de undeva, de la cineva, fiecare, dacă este să ne gândim mai profund în această dimineață, suntem căutători de lumină. În această dimineață, la acest ceas de sărbătoare, Domnul Isus ne vorbește din nou, vorbește fiecarei inimi prezente aici și ne spune un adevăr de necontestat. Singura lumină adevărată, singura stea care poate lumina cu adevărat această lume este el, este Domnul Isus. Glorie lui în această dimineață. Dragilor, bezna nopții s-a risipit la un moment dat în lumea aceasta și lumina a venit pe acest pământ să lumineze printre noi. A venit, a locuit printre noi 33 de ani de viață. Au încercat să o stingă oamenii care au fost împotrivitori și necredincioși. Chiar diavolul a încercat să biruiască această lumină, dar cu toate zbaterile celui rău. Lumina a continuat și continuă să lumineze. Nici întunericul din mormânt nu a putut să țină pentru mult timp această lumină ascunsă. Ne bucurăm și dăm laudă Domnului în această dimineață, pentru că Domnul Isus Hristos este viu. În vecii vecilor, El este viu. Avem speranță, avem o cale. Suntem însoțiți de lumina care dă viață, slavă Lui. Lumina luminează indiferent cât de negru ar fi întunericul vieții noastre. Această lumină alungă orice frică, orice teamă, orice deznădejde, orice negură din viețile noastre. În Psalmul 27 cu versetul 1, cuvântul Domnului spune Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Adevărata lumină, frați și surori, ne-a fost arătată și încă se arată pentru toți cei care ajung la Golgota, la cruce. Aici întunericul dispare și adevărata lumină ne luminează calea către cer. Domnul Iisus a fost, este și va rămâne pentru totdeauna adevărata lumină. În Ioan 1 9 spune că lumina aceasta, lumina care este Domnul Iisus, era și este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumina a venit să lumineze pe acest pământ când. Nu a făcut show, nu a făcut zarvă, nu i s-a auzit glasul pe ulițe, cum spune în Isaia 42 cu versetul 2, Domnul Iisus a luminat prin viața Lui pe acest pământ, atât prin vorbele pline de înțelepciune, cât și prin fapte. Nu a, nu a dat curs ispitelor sau judecăților celor din jurul Lui. Chiar dacă unii mințeau împotriva Lui sau mai umblau cu vorba, să-L prindă cu vorba pe Domnul Iisus, a fost o lumină adevărată prin purtarea pe care a avut-o. A vorbit când a fost necesar și a tăcut când a trebuit. Vorba Lui, împreunată cu fapta, a fost cea mai tare predică pe care a putut să o spună Domnul Isus pe acest pământ. Lumina aceasta nu prea a vorbit mult, dar ce slujbă binefăcătoare ne-a adus și ne-a lăsat. Îți mulțumim, Doamne, că ne stai ca exemplul de trăire în Scripturi și ajută-ne să-ți urmăm exemplul. În Efeseni 5 cu versetul 9 spune că roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Așa a trăit Domnul Isus în această lume, fiind plin de aceste roade. Și suntem îndemnați și noi să ne înfruptăm din aceste roade. Ca lumina să lumineze acolo unde ne-a așezat Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Lumina aceasta a înțeles și a văzut întunericul din inima mea și din inima ta. În Matei 4, cu versetul 16, spune că poporul acesta zăcea în întuneric și totuși a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții, și poate fiecare dintre noi ne-a regăsit aici a răsărit lumina. Cu toții eram pierduți, fiecare își vedea de drumul lui, ne spune în Isaia 53. Tatăl, adică Dumnezeu, văzând acest lucru, fiindcă ne-a iubit pe fiecare dintre noi, l-a trimis pe singurul său fiu, pe Domnul Isus, lumina adevărată, să-ți alunge întunecima păcatului din viața ta și din viața mea. Domnul Isus a jerfit ca noi azi să putem fi mântuiți și să putem primi în dar viața veșnică. Mă uitam la o lumânare și Aseară, mulți oameni au avut câte o candelă sau câte o lumânare în mână. Dar mă uitam foarte atent la această lumânare în această săptămână și mă gândeam, o aprinzi, și în timp ce luminează, ea arde și se topește până îi se termină tot Zeul. Așa a fost Domnul nostru și mă gândeam la lucrul acesta. A luminat în această lume, a ars pentru fiecare oaie rătăcită și a ars pentru fiecare dintre noi, frați și surori și s-a topit din dragoste pentru noi pe crucea Golgotei. Ce mă bucură este că Domnul Iisus nu a încetat vreodată să lumineze, așa cum se termină o lumânare când îi se termină tot seul, ci slavă Lui că a treia zi a înviat, ca lumina Lui să continue să ne lumineze inimile. Adevărul Evangheliei sale să ne inunde sufletele și noi la rândul nostru să putem lumina pe cei care încă nu au beneficiat de adevărata lumină. 2 Timotei Capitolul 1, partea a doua, versetul 10, spune că Iisus, Domnul Iisus, a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie, glorie Lui. Știți de ce? Ca noi azi să spunem, cum spunea David Odinioară în psalmi, că și la tine este izvorul vieții, Doamne. Prin tine, prin lumina ta, vedem lumina. Lumina aceasta, la un moment dat, va străluci în noul Ierusalim. Lumina ne va lumina pe fiecare dintre noi în ziua de apoi. Vine o zi când vom fi împreună cu lumina luminilor în noul Ierusalim și îmi doresc ca toți de aici să fim acolo cu Domnul Isus. Apocalipsa 21 cu versetul 23 spune că cetatea aceasta, noul Ierusalim, nu are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Apocalipsa 22 cu 5 spune că acolo nu va mai fi noapte, nu va mai exista noapte, nu va mai fi întuneric și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, ne va lumina și vor împărăți în veci vecilor. Citind aceste versete, dragii mei, ar trebui să ni se facă dor de ceea ce Domnul Isus ne-a pregătit sus în ceruri. Să dorim și mai mult și mai mult lucrurile nepieritoare pe care le vom primi dacă lumina Lui luminează în viețile noastre. Haideți să-L urmăm din toată inima ca lumina slavei Lui să ne lumineze aici pe pământ, dar și sus în ceruri. Să căutăm această lumină cu ardoare zi de zi. Frații mei, surorile mele, dragi creștini, El este lumina lumii, care ne aduce lumina vieții, a unei vieți adevărate în care la orice pas ești însoțit de lumina care îți descoperă ceea ce ai de făcut. El este lumina pe care o găsești în cuvântul său atunci când se ivește ceața, și orizontul îți este întunecat. Psalmul 119 cu versetul 105. Ce frumos spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Domnul Isus este lumina, El este iubirea, El este mireasma dragostei din cer, El este viața e mângâierea noastră, e mântuirea noastră, este lumina veșnică care ne va lumina pentru totdeauna atunci când vom fi cu toții și îmi doresc lucrul acesta, să fim cu toții în împărăția cerurilor. Dar până atunci să iubim această lumină, să o cântăm, să o lăudăm, să o preamărim și îmi doresc ca să-i urmăm exemplul. Cum a luminat El, să luminez și eu. Haideți să ne dorim cu ardoare lucrul acesta. Un ultim îndemn este pentru biserica izbândă, pentru biserica noastră din Isaia a 2 cu versetul 5 și spune, veniți casă a lui Iacov și pot să spun aici, veniți biserică izbândă, să umblăm în lumina Domnului, amin? amin? Haideți să umblăm în lumina Lui și dacă tot am venit aici, să căutăm din toată inima lumina Domnului. Dacă tot am venit aici, haideți să ne deschidem gurile și inimile și această casă de rugăciune să răsune de laude la adresa unicului Dumnezeu adevărat și viu și pentru care îi mulțumim, pentru lumina lumii care este Domnul Isus Hristos. Hristos este lumina lumii. Hristos este viu. Binecuvântat să-i fie numele în vește de veci.